Bună ziua, sunt Gabriel Bejan și discutăm astăzi la dezbatere hotnews.ro despre inteligența artificială, după ce Parlamentul European a adoptat miercuri așa numita AI Act, legea inteligenței artificiale. Suntem împreună cu domnul Dragoș Dorache, europarlamentar și coraportor din partea Comisiei pentru Libertăți Civile, și cu domnul Răzvan Ruginiș, profesor la Facultatea de Automatică și Calculatoare la Politehnică și autor al cărții Societatea Digitală. Bună ziua! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Domnule Tudorache, aș începe cu dumneavoastră și întrebarea simplă care ar fi în momentul acesta: ce ar trebui să rețină cetățenii români despre această lege care reglementează inteligența artificială? Nu știu, sunt niște cetățeni care nu prea știu foarte multe lucruri despre acest subiect, se întâlnesc cu știrile sau se întâlnesc cu o știre despre faptul că Parlamentul European a reglementat inteligența artificială. Ce crezi că ar trebui să rețină în primul rând? Cred că e important să rețină faptul că acum vor fi protejați pentru posibilele riscuri pe care le pot întâlni atunci când vor interacționa, pentru că vor interacționa inevitabil cu inteligența artificială în mai toate produsele, serviciile pe care le vor accesa în viitorul nu foarte îndepărtat. Se întâmplă deja în multe sectoare de activitate economică sau socială, dar vor deveni omniprezente aceste aplicații, aceste instrumente care folosesc algoritmi de IA, și atunci ei trebuie să se simtă protejați, trebuie să aibă încredere atunci când accesează aceste servicii, și pentru a avea încredere trebuie să existe niște reguli clare, trebuie să fie transparență, trebuie să știm că întotdeauna există o comandă umană și o decizie umană la finalul unei utilizări a inteligenței artificiale, care poate merge chiar și până și la o recomandare sau o decizie, dar ea nu poate fi niciodată luată fără o responsabilitate umană. Deci acesta este principalul mesaj al legii. Legea vine să protejeze cetățeanul în interacțiunea lui cu această tehnologie care devine omniprezentă în viețile lor. Eu o să vă întreb un lucru concret, pentru că este probabil unul dintre subiectele care a circulat cel mai mult legat de inteligența artificială și de protecția de care au nevoie oamenii. Recunoașterea facială. Oamenii vor fi înregistrați pe stradă, iar imaginile cu ei vor fi stocate într-un calculator și de acolo autoritățile statului vor putea să facă ceva cu ele? Exact invers. Tocmai la acest moment, fără aceste norme, acest lucru pe care tocmai l-ați descris se poate întâmpla. Pentru că nu există, în afară de GDPR, nu există nicio altă normă care să reglementeze modul în care tehnologia de inteligență artificială pusă în spatele camerelor video care colectează imagini din spațiul public, impactul și potențialul abuz care poate apărea din utilizarea acestei tehnologii foarte, foarte, cu potențial foarte mare, acel potențial e uriaș. Și atunci legea tocmai asta face, vine și spune, în primul rând, utilizarea inteligenței artificiale pentru recunoaștere facială în spațiu public în timp real este interzisă, punct. Deci, în primul rând, trebuie să înțelegem că e parte din prohibițiile pe care această lege le impune, cu o singură excepție posibilă, și această excepție este în cazul în care suntem în prezența unui atac iminent sau unui atac în desfășurare de natură teroristă, sau e o listă scurtă, foarte scurtă, de infracțiuni foarte grave care pot permite autorităților de aplicare a legii, poliției, să poată să utilizeze această tehnologie în spațiul public în timp real, și întotdeauna, chiar și dacă se găsesc într-una din acele situații strict reglementate în care au voie să folosească tehnologia, atunci vine cu niște garanții foarte clare, control judecătoresc întotdeauna, un control judecătoresc fie în timp real, fie post factum, dar post factum mai mult de 24 de ore, și dacă cumva acel control spune nu ai folosit așa cum trebuie, atunci toate datele trebuie șterse și nu se pot folosi informațiile culese în astfel, în acest mod, în cazul unei proceduri judiciare, întotdeauna cu notificarea autorităților pentru protecția datelor personale, întotdeauna după aplicarea unei analize de impact pe drepturile fundamentale, deci practic o serie întreagă de garanții pentru a asigura că în situațiile excepționale în care această tehnologie de recunoaștere facială. Mi-a atras atenția o formulare.
Da, o spuneți. formulare în această prevedere că spune că autoritatea judecătorească sau organ administrativ, ceva de genul acesta. Adică nu mi-e foarte clar Nu, la ce... organ administrativ cu competență de a lua decizii jurisdicționale. De ce? Pentru că în diverse, în statele membre există paliere diferite în care autorizările sunt date, sunt procurori investiți în anumite state membre cu autorizările acestor măsuri foarte invazive. Deci ne referim la un procuror, în esență, nu ne referim da, la un în, primar. Nici într-un caz, în nici da. Într-un caz nu poate un polițist să ia această decizie, nici într-un caz nu poate chiar și un procuror dacă nu este investit cu această autoritate, așa cum, cum spune legea. E de fapt o formulare pe care am preluat-o din jurisprudența CJUE, care lămurește clar ce tip de autorități sunt echivalente puterii judecătorești. Domnule Răzvan Rughiniș, ați citit acest act normativ, ați și scris despre el, l-ați studiat. Care sunt limitările legii privind inteligența artificială, în opinia noastră? Dacă îmi permiteți, aș... Venim întâi cu latura pozitivă și okay, okay, să încercăm la... să da, vedem da. Limitările acestei legi. Latura cea mai importantă este acest răspuns la un val de neîncredere socială cu care ne confruntăm. Nu mai știm în ce măsură ca cetățeni interacționăm cu alți oameni sau cu boți. O componentă importantă a acestei legi este și această responsabilitate de etichetare a informației sintetice. În ce măsură se va întâmpla lucrul acesta depinde și de noi ca societate, dar suntem într-o lume din ce în ce mai artificială. Încrederea în oameni, în semenii noștri, este la un nivel foarte scăzut, astfel încât acest cadru legislativ cred că vine cu această responsabilitate importantă a creșterii coeziunii sociale, mai ales între oameni. Da, vom avea din ce în ce mai multă tehnologie, da, vom avea din ce în ce mai multă informație sintetică, dar trebuie să o separăm. Parte dintre crizele politice, economice s-au întâmplat tocmai în acest spațiu de confuzie în care multe dintre rețelele sociale astăzi sunt mai degrabă populate de programe automate, de boți, adesea sub controlul unor state foarte adversariale democrației, da? Și astăzi suntem într-un nou context în care aceste unelte, da, trebuie măcar să fie declarate, creind premisa unor noi relații interacțiuni umane. Să facem precizarea că e vorba de încredere, dar pe spațiu geografic al Uniunii Europene, că în alte părți nu există genul acesta de reglementări. Vedem, există ceea ce se numește și efectul Bruxelles, pe care l-am văzut în 2018 odată cu GDPR-ul, care, deși a fost atât de înfierat, a reușit să creeze un val de răspunsuri, adesea foarte aliniate cu tonul Uniunii Europene. Mă refer aici, de exemplu, la Brazilia. Toate alegerile desfășurate în Brazilia, care au fost foarte contestate în urmă cu 2 ani de zile, au fost posibile doar datorită unor responsabilități față de modul de folosire a informațiilor personale, da? Care în 2016 au fost militarizate împotriva cetățenilor britanici, există suspiciunea și împotriva cetățenilor americani, într-un val de alegeri în care această înțelegere foarte intimă a utilizatorilor a creat premisele exploatării vulnerabilităților și influențării unor alegeri. Valul și răspunsul Uniunii Europene cu acest cadru legislativ de responsabilitate față de informațiile utilizatorilor, da, a creat un răspuns și în China și în Statele Unite, dar și în multe alte țări, da, care au fost pe muche de cuțit și cred că au fost impactate pozitiv regimurile democratice de responsabilizarea companiilor în relația cu proprii utilizatori. Acum să reîntoarcem la limitări. Unde vedeți dumneavoastră că ar mai fi de lucru sau unde nu e foarte clar? Mă bucur foarte tare că avem acest cadru legislativ. Bineînțeles că ne-am dorit ca eforturile să continue. Personal sunt preocupat de 2 mize pe care le vedem și în dezbaterea publică. Prima este impactul pentru piața muncii, pentru că dincolo de această accelerare, nu este neapărat o accelerare evident spre un progres, este și o accelerare către dispariția unor sectoare de muncă. În Statele Unite există, de exemplu, o întreagă dezbatere despre permisiunea tirurilor de a
funcționa în regim autonom, cu alte cuvinte, deci mașină, să nu mai există șoferi. Să nu mai există, să se eliminește. Pentru că numărul șoferilor în Statele Unite este foarte ridicat, vorbim despre 3 milioane de cetățeni care își întrețin familiile din această meserie și avem deja reglementări din partea politicienilor ca în acest moment încă de incertitudine, da, să nu avem astfel de tiruri autonome, mașini de mare gabarit. Da? Există și riscuri ca o astfel de mașină scăpată de sub control într-un caz de excepție să provoace niște daune cu pierdere de vieți omenești, dar există și această preocupare asupra impactului asupra pieței muncii. Și acest lucru spuneți că nu este bine, nu este adresat. Sunt adresat anumite teme din piața muncii despre discriminarea la angajare, dar faptul că ne îndreptăm spre o societate în care nu vom mai avea artiști, nu vom mai avea jurnaliști, nu vom mai avea programatori, cred că este o preocupare pe care trebuie noi să o discutăm, pentru că tehnologia la finalul zilei este doar un mijloc spre a ajunge la un proiect comun de societate. Astăzi noi doar asistăm la această accelerare fără să ne dăm seama dacă accelerarea este spre o prăpastie sau spre o bunăstare comună mai mare. A doua preocupare, separat de impactul pe care inteligența va accelera în piața muncii, este în discuția armelor autonome. Este o temă care în 2021 a fost ridicată la Geneva și, într-un mod paradoxal, a fost blocată de o alianță foarte nefirească, vorbim de decembrie 2021, în care Statele Unite și cu Rusia au refuzat reglementarea în cadrul Congresului de la Geneva a armelor autonome. Două luni mai târziu, Rusia invada Ucraina și se schimbă. Dar din punctul nostru de vedere al europenilor, din punct de vedere al Noii Zeelande, care încearcă să promoveze un cadru legislativ aliniat cu valorile pe care și domnul parlamentar Dragoș Tudorache le afirmă, a unui om responsabil pentru decizii ce pot conduce la pierderea de vieți omenești, este mai actual decât oricând și cadrul actual legislativ nu acoperă nimic din modul de utilizare a inteligenței artificiale în cadrul unor conflicte militare. Și acum întrebăm pe domnul Dragoș Dorache legat de aceste două observații făcute de domnul profesor Răzvan Rughiniș, cum le vedeți? Da, aș începe întâi cu foarte piața scurt muncii. Cu o reacție, nu, aș începe, dacă îmi permiteți, în primul rând cu reacție la chestiunea cu efectul Bruxelles și ce se va întâmpla în afara jurisdicției europene, dar și eu sunt convins că vom vedea, poate chiar mai repede decât am văzut cu GDPR-ul, vom vedea o reacție asemănătoare din partea multor alte jurisdicții. Pot să vă spun că în această perioadă, tocmai pentru că am avut această responsabilitate la nivelul Parlamentului, nu doar ca raportor pe dosar, dar și ca președinte al Comisiei Speciale pe AI, am fost abordat de parlamente și guverne din toată lumea, și din America Latină, și din Asia, și din alte colțuri. Există pe nivele diferite de maturitate, dar există proiecte normative foarte mult inspirate din munca noastră aici la nivel european, în foarte multe jurisdicții, și sunt convins că în perioada imediat, repet, imediat următoare, vom vedea multe alte structuri, modele de guvernanță echivalente ca și efect cu ceea ce avem noi aici. Dar să adresez și chestiunea limitărilor de care spunea domnul profesor. Odată să spun că sunt 100% de acord cu observațiile lui, atât doar că nu erau chestiuni care pot fi tratate într-o astfel de lege. Haideți să le luăm pe rând, piața muncii, odată că nu e o chestiune care poate fi abordată la nivel european pe motive de competență, dar nu doar atât, efectul în piața muncii e unul cât se poate de real, dar nu-l poți legifera. Ceea ce e esențial de făcut la acest moment este să încep să acompaniez cu măsuri luate dinspre sectorul public către sectorul privat, dar nu numai, din punctul meu de vedere aici ar trebui o împletire a eforturilor sectorului public și privat, tocmai pentru a pregăti piața muncii pentru o revoluție care e pe cale să se întâmple. Și de data aceasta, pentru prima oară în istoria omenirii, de altfel, toate revoluțiile industriale dinainte au țintit aproape cu precădere piața muncii manuale, să spun, de la motorul cu aburi și până în prezent. De obicei, prin diversele valuri de automatizare, au fost oamenii de pe banda de producție care au fost eliminați de către roboți. De data aceasta, inteligența artificială va înlocui cu precădere, sau dacă nu va înlocui, va schimba cu precădere
tipul de loc de muncă cu aport intelectual. Și atunci va fi un cutremur, da, și șoferii din Statele Unite sau din alte părți vor fi afectați, dar, repet, mai mult decât oricând în istoria omenirii vor fi afectați cei care fac munci, să le spun, cu aport intelectual, fie că sunt ei bibliotecari, fie că sunt avocați, fie că sunt medici, fie că sunt controlori de trafic aerian sau jurnaliști, cu toții vom trece printr-o etapă în care va trebui să primim la locul de muncă, lângă noi, un asistent într-o formă sau alta de inteligență artificială care va înlocui o parte din ceea ce facem. Poate nu 100%, dar în mod clar, în următorii, și nu mulți ani, în următorii un an, doi, trei, vom avea o parte a muncii noastre făcută de o aplicație automată. Și atunci întrebarea se pune, ce facem cu restul timpului? În primul rând, suntem pregătiți să interacționăm cu această tehnologie fiecare locul nostru de muncă? Ce impact are pe termen lung? Și cum facem cu, de multe ori, o inversare a raportului de forță între mașină și om? Pentru că vor apărea și aceste noi locuri de muncă în care, practic, sarcina umană va fi să hrănească algoritmul cu date, să stea și să pună tag-uri, asta e o pisică, asta nu e o pisică, lucru care se întâmplă deja, apropo. Deci vor apărea și noi forme, noi locuri de muncă, să spun, dar valorizate foarte diferit față de ceea ce eram până acum obișnuit. Deci va fi o aici, dacă îmi dați voi, am eu o mică observație la acest subiect, da. Pentru că deja dumneavoastră știți, știm cu toții, călătorim prin Europa, am remarcat faptul că în acest moment, când te duci într-un aeroport, lucrurile nu mai merg, nu știu cum să zic, nu mai merg atât, parcă atât de bine cum mergeau până acum. Că lipsește forță de muncă prin aeroporturi, companiile aeriene au întârzieri mai mari decât în perioada dinainte de pandemie. Ca să dau doar un exemplu, Horeca este un domeniu care s-a plâns foarte mult, vorbesc de partea în Europa, un domeniu în Europa care s-a plâns foarte mult de lipsa forței de muncă și mi se pare importantă de făcut observația că în momentul în care Europa, Uniunea Europeană, reglementează folosirea inteligenței artificiale, nu avem inteligență artificială care să ne ajute să suplinim lipsa forței de muncă încă. În aceste domenii. Nu avem încă. Nu avem încă sau avem parțial. Deci sunt convins că o vom avea și inclusiv partea aceasta e important să o discutăm, să o dezbatem, să o pregătim. Momentul în care, într-adevăr, inteligența artificială în sens pozitiv de data aceasta poate suplini acele găuri din activitatea economică pe care nu le mai putem acoperi cu forță umană și dacă ne uităm și la proiecția demografică, mai ales pentru democrațiile lumii, nu e una pozitivă, dimpotrivă. Și atunci vom ajunge la momentul la care va trebui să ne punem întrebarea de unde completăm, suplinim lipsa de spor demografic. O faci fie prin migrație, dar știm foarte bine care sunt și vedem care sunt dezbatere și atitudinile la nivel european în privința migrației, sau începi să automatizezi acolo unde poți o parte din procese. Dar repet, ca să mă întorc la chestiunea importantă. Da, deci piața muncii lipsește din lege, dar pentru că nu putea să fie acolo. Dar dezbaterea este cât se poate de necesară și esențială de altfel, pentru că, repet, va trebui să ne să facem un reskilling, să facem o adaptare a forței de muncă pentru transformările care vin. Și doi, zona de apărare. Pe de o parte, ca și e aceeași chestiune ca și la piața muncii, știți foarte bine, politica de apărare nu e o chestiune pe care Uniunea Europeană se poate pronunța, nu face parte prin tratat din competențele la nivelul Uniunii Europene, deci nu puteam legifera în această zonă, chiar dacă am fi vrut. E clar o zonă care necesită, la fel ca și celelalte, pentru că, într-adevăr, riscurile care vin din utilizarea inteligenței artificiale în zona de război și începem să vedem deja ce se întâmplă în Ucraina și cât de mult se schimbă la acest moment raportul de relevanță pe câmpul de luptă între tehnologiile vechi, să spun, kinetice și sistemele de apărare și sistemele de luptă pe model vechi față de sistemele de apărare care folosesc tehnologie nouă. Și asta este o tendință care practic va evolua. Vom vedea din ce în ce mai mulți sisteme mici, ieftine, drone de toate felurile, de la aeriene până la navale și terestre, care vor funcționa în mare parte autonom
Și pentru a funcționa autonom, atunci e nevoie de AI și se pune problema, într-adevăr, până unde mergi. Ce rigor, ce reguli pui în jurul acestei utilizări a algoritmului într-un sistem autonom de luptă? Și acolo e clar că e nevoie de o dezbatere, e clar că e nevoie de niște reguli, de niște principii, tocmai pentru a asigura că există o aliniere și o predictibilitate în limitele care se vor pune. Din nou, o chestiune care nu se putea face prin AI Act. Să spun, vestea bună este că există atenție politică la cel mai înalt nivel pe acest subiect. Vă pot spune că în cadrul NATO e o discuție care a început și ea aproape cam în același timp, în momentul în care am început discuția pe AI Act, în urmă cu 5 ani de zile, atunci a început și NATO să se uite la un cadru de reguli, da, deocamdată aplicabile NATO, dar e important că există acest start, această dezbatere și reflexia referitoare la regulile care se impun, dar va trebui găsit și cadrul în care această discuție se lărgește pentru a aduce și cei care nu sunt în NATO, cei care nu sunt neapărat parteneri, ci sunt adversari pe scena geopolitică globală, pentru că e important, este esențial să existe o aliniere și cu ceilalți. Și nu știu dacă ați observat în ultimele două interacțiuni politice la cel mai înalt nivel între Statele Unite și China, și cu ocazia întâlnirii celor doi președinți la finalul anului trecut și cu ocazia întâlnirii șefilor diplomațiilor celor două țări. În ambele întâlniri, subiectul AI a fost foarte sus pe agenda, de altfel unul dintre singurele chestiuni livrabile concrete care au reieșit din discuții, și asta demonstrează că e o preocupare pentru toți actorii globali ca această discuție să fie ținută pe masă, indiferent de tensiunile și de diferendele de opinie pe toate celelalte subiecte care avem punctual un caz controversat în acest punct de vedere, folosirea inteligenței artificiale de armata israeliană, acel aplicație care se cheamă Evangelia, de identificarea țintelor care pot fi lovite, și aici a ieșit era o dezbatere pe acest subiect. Dacă acuratețea cu care inteligența artificială reușește să identifice țintele sau nu. Adică ca să vorbim un pic și de lucruri concrete, de aplicații concrete. Absolut. Ucraina și Gaza sunt la acest moment cele două câmpuri de luptă pe care vedem live ce înseamnă utilizarea inteligenței artificiale în război. Domnule Rughiniș, cum să interpretăm aceste avertismente legate de inteligența artificială care vin de la oameni din interiorul industriei? Și ca să dau un exemplu mai exotic, anul trecut un director de la divizia de business al Google X spunea că nu ar mai trebui să facem copii din cauza inteligenței artificiale, sau mult mai cunoscutul Sam Altman de la OpenAI, care vorbea despre un risc existențial legat de inteligența artificială. Noi, oamenii care nu suntem familiarizați adică nu avem cunoștințele acestor domni despre inteligența artificială, cum ar trebui să interpretăm aceste avertismente, care sună grav? Ca o invitație la deschiderea tehnologiei către o societate mai largă. În acest moment, din păcate, multe dintre aceste decizii sunt luate de un grup foarte restrâns de lideri în tehnologie, atâta vreme cât tehnologia este doar la marginea societății, menite să schimbe viețile celor foarte, foarte pasionați, fără îndoială nu este nevoie să ascultăm mai multe voci. Dar când AI-ul devine un motor social în atât de multe domenii, nu mai putem lăsa în mâinile unui număr restrâns de indivizi decizia direcției și a modului în care acesta va fi dezvoltat. Este o invitație, este și o admisiune a unor limite pe care, mai ales niște oameni din inginerie, de unde vin și eu, din business-ul de tehnologie cu care sunt familiar, le văd. Răspunsurile s-ar putea să se găsească în spațiu politic, poate să se afle în zona jurnalistică, poate să se afle în multe alte sectoare, dar când vorbim despre o tehnologie cu un impact atât de radical, cred că trebuie să ne implicăm mai mult, nu mai puțin,
să facem copii și să încercăm să-i familiarizăm cu aceste schimbări sociale, să le cerem și lor părerea, pentru că noi avem impresia că dacă nu votezi până la 18 ani, n-ar trebui să ai opinie. Pe tinerii de astăzi din școli, tehnologia o să-i afecteze mai mult decât ne va afecta pe noi. O modalitate de consultare și aducere în discursul public a câtor mai multe sectoare din populație, cred că este o responsabilitate a noastră, și să nu mai avem acest fatalism pe care, din păcate, îl văd în jurul meu. Tehnologia se va dezvolta inevitabil, indiferent de părerea noastră. Nu, ca societăți, ca cetățeni, avem un cuvânt de spus, putem defini valorile pe care această tehnologie să le reflecte, și de aici vine și importanța acestui nou pas legislativ pe care Uniunea Europeană îl face. Este un antidot față de fatalismul în fața tehnologiei. Deci, ca să revin, este o invitație la a fi în gardă, de a fi pregătiți, de a fi cu ochii mari. Nu, de a fi prezent în societate și în discuții, pentru că, încă o dată, nu este o discuție. Risc existențial, eu înțeleg că e ceva foarte grav. Riscul existențial pe direcția actuală în care tehnologia este făcută de un grup foarte restrâns de indivizi care nu împărtășesc neapărat valorile tuturor. Câți dintre acești oameni care definesc tehnologia credeți că au aspirații artistice și sunt preocupați de modul cum tehnologia aceasta afectează producția și consumul de artă în societate? Sunt multe teme pe care ar trebui să le aducem în această dezbatere, pentru că vorbim despre o tehnologie cu un impact masiv în multe domenii sociale și este un avertisment pentru direcția actuală pe care tehnologia o are în mâna unui număr foarte restrâns de indivizi. Deși suntem în societăți democratice, această componentă esențială de dezvoltare socială nu reflectă structura democratică instituțională pe care noi o avem în multe alte arii sociale. V-aș întreba pe dumneavoastră, domnule Tudorache, dacă ați ținut seama de aceste avertismente când ați reglementat, când ați lucrat la acest pachet legislativ, adică dacă s-a ținut seama de faptul că tehnologia avansează inevitabil și, iată, spun oameni din industrie că poate deveni un risc existențial la adresa omenirii. Sigur că am ținut seama. Îmi amintesc în urmă cu 2-3 ani de zile chiar, când nimeni de altfel nu era foarte atent la acest subiect, înainte de apariția ChatGPT și de, să spun, democratizarea subiectului în dezbaterea publică. Măcar atât trebuie să recunoaștem, deschid o paranteză, atât trebuie să recunoaștem meritele lui Sam Altman și a OpenAI, au democratizat subiectul. Au trezit pe toți, inclusiv pe politicienii care dormeau în foarte multe jurisdicții, da, pe acest subiect. I-au trezit la o realitate a acestei transformări. Dar revenind la riscul existențial și cum l-am tratat, repet, deja în urmă cu 2-3 ani de zile, îmi amintesc în cadrul dezbaterilor pe care le organizam în Comisia Specială, invitând experți din diverse domenii și mai ales să le spun mari gânditori în zona transformărilor inteligenței artificiale de la universitățile de top din lume. Deja de atunci începuseră să ne spună să fim foarte atenți la aceste modele de frontieră, aceste modele fundamentale, așa cum sunt ele numite și tratate de altfel în lege, pentru că chiar dacă ele par să fie cumva inofensive ca scop, da? Și legea noastră se uită la scopurile utilizării tehnologiei și încearcă să reglementeze tehnologia prin scopul urmărit și prin riscurile care rezultă din acele scopuri. Ei, există această tehnologie, ea ca scop nu poți să-i spui că induce vreun pericol. Da? Este un procesator de limbaj. Ce poate fi periculos în el? Asta, da. Însă, acești experți ne atrăgeau atenția să ne uităm cu atenție la ele și să înțelegem elementele de esență din modul în care ele funcționează și modul în care sunt antenate, pentru că de fapt de acolo pot ieși niște riscuri mult mai mari decât cele pe care le adresăm în celelalte părți ale legii. Și am făcut asta. Am început în amendamentele și în efortul legislativ pe care îl făceam în Parlamentul European, chiar dacă Comisia nu văzuse, nu anticipase aceste lucruri în proiectul de lege. Și am introdus un regim special pentru aceste modele de frontieră, care acum este, de altfel, a fost replicat și în Statele Unite, îl vedem și în Marea Britanie,
Deci e un model care deja se propagă în alte jurisdicții, tocmai pentru că... Ce înseamnă un regim special? Ce înseamnă un regim special? La ce vă referiți? Un regim special pentru că, repet, restul legii nu tratează o tehnologie în sine. Da? Este neutră din punct de vedere al tehnologiei, da. Se uită strict la utilizarea tehnologiei și o împarte în categorii de risc. Asta este abordarea principală a legii. Ei, cu aceste modele fundamentale ne uităm la tehnologia în sine. De ce? Pentru că identificăm faptul că prin modul în care aceste modele sunt antrenate, o bază uriașă de date, practic ele sunt expuse la întreg internetul și cu bune și cu rele. Este ca și cum expune, dacă îmi permit o comparație, o metaforă, poate părea forțată, dar nu e neapărat. Imaginați-vă că luați un copil și fără niciun fel de educație, fără niciun fel de busolă morală, îl punem în stradă, îl expunem și la bine și la rău și apoi îl lăsăm să se comporte în funcție de ce vede. E, fără un instructaj moral, fără educația de la școală, fără, repet, busola morală venită de la părinte acasă, acel copil va face și bine și rău pentru că la asta a fost expus, fără să știe de fapt ce e bine și ce e rău. E, așa și cu un astfel de model. Dacă expui modelul la tot ce găsește pe internet, și bun și rău, fără să-i dai o busolă morală, fără să-i dai un set de instrucțiuni clare prin care să știe dacă e bine sau dacă e rău să poată produce un material pornografic mâine sau instructajul pentru a construi o bombă poimâine, acel model va face exact aceste lucruri. Și de altfel s-a și dovedit că aceste modele foarte puternice pot face exact aceste lucruri. Coboară nivelul de expertiză până la punctul la care oricare dintre noi, cu minimă educație în zona de chimie, de exemplu, putem cu un astfel de model de procesator de limbaj, putem să îl punem să ne învețe cum să dezvoltăm un agent patogen până la punctul la care devine o bombă biologică. Da, este o realitate. Și tocmai pentru că aceasta este o realitate și pentru că sunt riscuri care, în mod evident, trebuie adresate, tocmai de aceea am creat acest regim special în interiorul legii pentru aceste modele, recunoscând că dezvoltatorii lor au niște obligații. Păi stați că am o întrebare foarte concretă. Am o întrebare foarte concretă, da, că probabil că ChatGPT este model de inteligență artificială despre care știu foarte mulți oameni în acest moment. Poți să îl întrebi dacă poate să facă o bombă, adică se întâmplă ceva dacă îi spui lucrul acesta, că n-am testat. Nu știu, există vreo niște limitări în momentul acesta ale acestei aplicații? Nu știu, tocmai pentru că ceea ce v-am spus e o realitate, deci nu e ficțiune. Acum, în aceste iterații ale CGPT-ului, deja lucrurile acestea au început să fie luate foarte în serios. Iată și efectul deja înainte de a intra în vigoare, iată și efectul normelor pe care le-am scris. Ele au indus deja în jucătorii din zona de inteligență artificială, mai ales jucătorii mari care dezvoltă aceste modele, au indus deja un sentiment de responsabilitate pe care acum un an de zile nu-l aveau. Acum un an de zile răspunsul lor era: nu avem nevoie de nimic, tot ce e acum e o tehnologie minunată pe care nu trebuie să o înfrânăm nici într-un fel. Noi nu avem nicio responsabilitate, responsabilitatea este cu cei care utilizează mai departe modelele noastre. Ei nu, acum înțeleg și ei că de fapt există o responsabilitate și pentru ei, în felul în care dezvoltă aceste modele, și faptul că, ce vă spun eu, posibilitatea ca un astfel de model să poată fi folosit pentru a dezvolta un agent patogen, da, a fost o realitate, acum începe să nu mai devină o realitate, tocmai pentru că în urma acestor interacțiuni dezvoltatorii de modele au început să construiască aceste bariere, dar e un efort continuu pe care ei vor trebui să-l facă împreună cu noi reglementatori de piață care apar în urma legislației pe care o punem în vigoare și, cum spun, și Statele Unite și Marea Britanie au început și ei cumva, cel puțin pe această zonă a modelelor de frontieră, cum sunt ele numite, să intervină și ei în piață cu niște reguli foarte clare, tocmai pentru că e nevoie, la nivelul cel puțin a democrațiilor lumii, să avem această reacție și această interacțiune cu firmele care dezvoltă aceste modele și să ne asigurăm că nu produc riscuri care merg până la acel risc existențial de care vorbiți. Dar dacă mai permiteți 3 secunde pe subiectul riscului existențial,
Cei ce vorbeau despre el nu se refereau neapărat la acest gen de riscuri, foarte serioase de altfel, pentru că ține de securitatea noastră și de modul în care ne putem proteja de posibile utilizări care să creeze riscuri foarte mari. Riscurile existențiale mai degrabă privit din perspectiva momentului în care inteligența artificială atinge acel punct pe care se mai numește AGI, Artificial General Intelligence. Inteligența deci artificială generalistă, nu? Da. Exact. Deci, practic, să ai un creier artificial care să facă cam ce face și un creier uman. Și asta, chiar asta mai voiam, voiam să-l întreb chiar pe domnul Lughiniș să ne explice un pic. Vă rog, inteligența artificială generalistă este acel, cum să zic, om artificial care gândește singur, care ia decizii. Care va putea da răspunsuri din domenii multiple. Cam asta este, de fapt, promisiunea. Și este adevărat ce spune domnul europarlamentar Tudorache. Acesta a fost scopul depoziției lui Sam Altman, de a ridica avertismente față de un astfel de scenariu în care o astfel de inteligență va avea expertize multiple și va înlocui decizii umane în zone critice. Acum, dacă îmi permiteți un pic o distanțare, trebuie să vedem toate aceste intervenții și prin motivațiile autorilor. Și aici eu îndrăznesc să spun că aceste inteligențe artificiale prezente, nișate, specializate, sunt mult mai periculoase prin impactul de discriminare, prin impactul inclusiv acesta de a lăsa informații periculoase într-un spațiu public, da? Pentru că exact cum se menționa mai devreme, securitatea nu este o finalitate, este un proces. Crearea unui cadru legislativ de împărtășire a responsabilității cu acești autori de modele generative creează motivația pentru ei să facă dificilă obținerea unor informații cu impact social. ChatGPT, de exemplu, inclusiv când se cereau rețete de cocktail, oferea ingrediente letale utilizatorilor, punând în pericol viața unor utilizatori care ar fi respectat o astfel de rețetă. Da? Deci, și acum un an de zile, toate acestea erau responsabilitatea utilizatorului. A fost nevoie de această viziune europeană prin care tehnologia, într-un fel sau altul, pentru a se putea dezvolta, să împărtășească responsabilitatea pentru informații și să o facă mai dificil accesibilă. Despre asta este vorba, despre un proces în care securitatea, da, devine dezirabilă. Eu cred totuși că discuția despre AGI este în primul rând o campanie de marketing a acestor companii pentru a crea motivația de a investi mai mult în inteligența artificială, a crea acest efect de fear of missing out, de accelerare și mai rapidă, de a îndepărta atenția față de problemele prezente, foarte mari astăzi, și de a ne deresponsabiliza pentru ceea ce noi ca cetățeni în societatea prezentă cu atât de multe unelte AI ar trebui să o avem. N-ar trebui să ne temem de inteligența artificială generalistă, spuneți noastră. Poate sunt foarte multe temeri pe care putem să le avem, dar noi am avut ca umanitate progrese importante tocmai pentru că am adresat în primul rând problemele reale curente. Dacă în 1960 americanii ar fi început să discute despre cum ajungem pe Marte, înainte să avem discuția despre cum punem un om pe orbită, cum ajungem pe Lună, da? Noi nu am fi părăsit această planetă. Cred că parcurgerea cu atenție și responsabilitate a fiecarei etape și mai ales a celor cu impact direct asupra populației prezente este mai importantă decât să ne refugiem într-o lume a viitorului care poate să fie foarte diferită. Dacă folosim această metaforă a cursei de cucerire a spațiului, eu personal am trăit tot timpul cu convingerea că odată ajungi pe Lună este doar încă un pas. Pasul acesta nu a fost făcut în mai bine de 50 de ani. De multe ori intuiția noastră umană poate să ne joace multe feste și din cauza aceasta m-aș întoarce la evenimente pe care le-am văzut în parcursul ultimilor 10 ani. Elon Musk din 2013 are conferințe de presă în fiecare an în care ne spune că automobilele autonome vor funcționa nereglementat pe toate drumurile Americii. Astăzi suntem la un regres pentru că odată popularizată această tehnologie,
are niște consecințe pe care noi nu le intuim. Și din cauza aceasta, în continuare, această promisiune făcută în 2013-14 și anual, da, o vedem infirmată de gradul de complexitate al tehnologiei, de obstacole pe care, cu cele mai bune intenție, un singur om, și anume Elon Musk, nu le poate intui, și îl văd mai degrabă ca un apel la o acumulare a unor opinii din zone de expertiză diferite pentru o tehnologie care ne impactează în mod radical întreaga societate. Domnule Tudorache, sigur că e o întrebare pe care mulți europeni și-o pot pune. Uniunea Europeană reglementează și probabil că legea este una foarte bună. În același timp, Asia, China nu reglementează, alții nu reglementează, America este, deși este foarte apropiată din punctul acesta de vedere, este totuși într-o altă zonă. Întrebarea este, când vom ajunge la o reglementare mondială sau nu mondială, una cât mai extinsă, astfel încât să ne privească pe toți. Adică noi respectăm niște reguli, nu e în China, nu se respectă, se face scoring social și așa mai departe. Cum vedeți lucrurile? Da, ceea ce arată că în China există o reglementare. Deci dacă e de fapt să căutăm prima reglementare a inteligenței artificiale, nu e asta noastră din Europa, ci e cea din China, care are deja aproape un an. Dar întorcându-mă la întrebarea dumneavoastră, da, pare să existe la acest moment o diferență de abordare între, să zic, marile jurisdicții ale lumii. Noi, Uniunea Europeană, așa cum cumva de acum am obișnuit pe ceilalți, suntem acest regulatory powerhouse, deci această putere de reglementare la nivel global. De multe ori, prin modul în care o facem, impunem și un anumit standard. Deci efectul de Bruxelles, cel de care vorbeam, e real și, repet ce spuneam înainte, cred că în acest caz îl vom vedea foarte repede. Dar să știți că discuția e foarte avansată, repet ce spuneam și înainte, în foarte multe jurisdicții. Deci eu sunt convins că în perioada următoare vom vedea multe alte modele de reglementare care vor apărea în alte colțuri ale lumii și care nu vor fi deloc diferite de ceea ce am adoptat noi aici. Chiar și Statele Unite și Marea Britanie, două puteri la nivel global și cu sisteme juridice diferite de ale noastre, pentru că trebuie să înțelegem și de aici apare o diferență între un sistem juridic cum îl avem în Europa și cel diferit din Statele Unite și Marea Britanie, care necesită un alt nivel de reglementare, mult mai larg, mult mai generalist, mult mai bazat pe principii, mai puțin detaliat, așa cum facem noi în sistemele civile, cum le numim cele din Europa, pentru că lasă mai mult loc de manevră pentru interpretarea instanțelor în modul în care fiecare drept, fiecare obligație este dusă la nivel de detaliu. Dar abordările mari sunt convins că le vom vedea convergând mult mai repede decât eu cred că intuiesc foarte mulți. Singurul motiv pentru care nu avem deja un AI bill în Congresul American este paralizia politică generată de celelalte subiecte și vedem cu toții situația politică în care se află Statele Unite, dar altfel pot să vă spun că eu sunt în dialog cu Congresul American de 3 ani de zile, discut și în Senat și în Camera Reprezentanților cu toți cei care au AI-ul ca și preocupare, a crescut enorm de mult atenția pe subiect acolo, există chiar un acord bipartizan pe foarte multe elemente. Am discutat și cu republicani și cu democrați, împărtășești cu toții cam aceeași viziune, însă politic nu pot ajunge la punctul la care să treacă o astfel de lege, pentru că, repet, o vedem cu toții, există această tensiune politică, această paralizie politică care face practic absolut orice ce nu ține de China să nu poată trece. Însă am văzut reacția Casei Albe, care a adoptat pe rând în interval de 2 ani jumătate un AI Bill of Rights, deci un acord cadru mai larg de principii privind drepturile și interacțiunea dintre AI și drepturile fundamentale, și apoi în toamna acestui an un executive order, nu știu cum să-l traduc în limba română,
nici nu aș spune ordonanță de urgență, e undeva între. Deci, practic, un act administrativ de la nivelul administrativ al guvernului, care se impune. Da, prin care se impune agențiilor federale un anumit comportament și anumite obligații în ceea ce privește inteligența artificială și modul în care este folosită în spațiul agențiilor federale, dar asta practic dictează o anumită regulă de comportament și în piață, în zona privată, și cumva a venit în compensare Casa Albă, înțelegând nevoia de a pune niște reguli în piață, văzând că nu poate aștepta ceva de la Congres, și atunci practic a fost un mod de a suplini lipsa de acțiune a Congresului. Însă după alegerile de la finalul acestui an, eu sunt convins că vom vedea acțiune și la nivelul Congresului, și vă spun și de ce, pentru că eu săptămâna viitoare urmează să merg în California, unde la nivel de stat, legislatorul statal în California deja lucrează la un AI Bill pe care l-au scris foarte mult uitându-se la experiența noastră. Sunt invitat săptămâna viitoare acolo tocmai pentru a discuta cu Congresul Californiei în această fază finală în care se află cu legislația statală. Deci ce riscă să se întâmple, așa cum de altfel s-a întâmplat și cu partea de protecția drepturilor personale, vom vedea legislație la nivel de state, ceea ce va face viața foarte dificilă pentru companiile care lucrează în zona de AI, și atunci va pune presiune pe guvernul federal și pe Congres să vină cu legislație la nivel federal, pentru că altfel vor exista standarde diferite între state și nu va face viața ușoară deloc nici companiilor, nici cetățenilor. Deci eu sunt, repet, ca să concret, să pun punct acestei întrebări, eu sunt convins că vom vedea o aliniere din ce în ce mai mare pe zona de reglementare. Ca să, când vorbim de aplicații de inteligență artificială, vorbim în principal, sau nu știu, oamenii știu de aplicații americane. Cum este Europa în comparație cu cei doi mari competitori, Statele Unite și Asia, în ceea ce privește dezvoltarea inteligenței artificiale? Vă zic și în contextul în care în urmă cu 2 ani făceam un interviu cu cineva de la Ericsson, care spunea că în ceea ce privește dezvoltarea tehnologiei 5G, Europa este în urma Asiei și a Statelor Unite. În ceea ce privește inteligența artificială, cum suntem? Suntem în urmă? Ne-au depășit? Sau suntem? Pentru metrici atât de complexe, care acumulează mulți factori, contează perspectiva pe care o folosești. Europa a făcut o decizie importantă în susținerea unei piețe competitive cu un număr mare de actori, ceea ce duce la o prezență mai mică a unor companii gigantice în topul mondial. Lucrul acesta n-ar trebui să ne îngrijoreze, pentru că toate aceste companii masive, americane, chineze, ajung să-și creeze propriul ecosistem, să pună o presiune atât pe sistemul politic cât și pe cel social. Europa a încercat să păstreze un echilibru între inovația adusă și o competitivitate a pieței, care este asigurată numai în prezența unui număr mare de actori. Lucru pe care îl face inclusiv acest AI Act prin responsabilitatea guvernelor de a crea niște spații legislative pentru testarea acestor tehnologii. Când vine vorba de niște răspunsuri ceva mai concrete, numărul startup-urilor europene este la paritate cu cel american. E adevărat că în lipsa unui capital pe care America îl are și a unei deschideri pentru risc, pentru că asta înseamnă inovarea, Europa se dezvoltă mai lent, adesea prin clienți, prin valoare economică demonstrată, în vreme ce America se dezvoltă mult, mult mai rapid. Deci nu este vorba de neapărat de punctul în care suntem astăzi, ci de asumarea unui model accelerat de dezvoltare a tehnologiilor pe care America, Israelul îl înțeleg. De multe ori tehnologiile noi vin cu niște riscuri economice importante. Din acest motiv, adresa statele participă în etapele incipiente ale inovării deep tech, de tehnologie care poate că nu are astăzi aplicate în piață, dar care va schimba în mod radical lumea. Cred că Europa vine cu răspunsuri, vine cu fonduri de investiții de risc capabile să susțină această formă de inovare.
avem inclusiv companii și aici noi ne uităm doar la zona de aplicație de tehnologie, dar trebuie să înțelegem, inteligența artificială face parte și din succesul companiei daneze Novadisc, care a făcut Ozempic. Industria farmaceutică de astăzi este puternic impactată de modelele de inteligență artificială, da? În care Europa reușește să construiască produse globale cu un impact neanticipat de mare. E adevărat, încă o dată, că ritmul actual de dezvoltare a inovației în lipsa unui capital, da, este mai lent în Europa față de America și iarăși China. Sunteți profesor, cum vedeți impactul a ceea ce se întâmplă, aceste reglementări în educație? Este o mare provocare pentru noi ca și parte din sistemul educațional, pentru că vorbim despre sisteme foarte customizate, foarte apropiate de nevoile fiecăruia dintre elevi, dintre cursanți. Eu, pe de altă parte, cred că educația, învățarea este un act social. Prezența în comunitate îți creează, în primul rând, motivația. Răspunsul la care inteligența artificială nu poate să dea o soluție este legat de cum creezi motivație în utilizator, nu neapărat cum livrezi într-un mod mult mai valoros, mai atractiv informația. Este, dacă vreți, o analogie cu asumarea mersului la sală. De ce mergem la sală? Nu neapărat pentru că nu am putea să facem exerciții de menținere a unui tonus muscular, ci pentru că odată ajuns într-o comunitate în care cei din jurul tău fac aceste exerciții, îți crește apetitul, dorința de a te îmbunătăți. Din cauza aceasta, apariția radioului, apariția televizorului, lucruri care au fost promovate ca finalul sistemului educațional clasic, da, nu au creat o schimbare radicală de sistem. Eu cred că noi, ca școli, universități, nu trebuie să ne temem. Nu cred că micile aplicații de învățare, cursurile online, vor duce la sfârșitul învățământului social, le-aș spune, în clasă, cu experți. Da? Va schimba poate paradigma. Cred că doar transferul de informație nu ar mai trebui să fie misiunea educației. Trebuie să ne regăsim în rolul principal pe care un profesor trebuie să-l aibă, acela de a insufla pasiune și motivație, să ne concentrăm mai puțin și să ne bazăm pe aceste unelte extraordinare, pe acești agenți educaționali de multe ori mult mai conectați la schimbările de moment, cu metode mult mai atractive pentru fiecare grup de vârstă, pentru fiecare individ din acest grup de vârstă. De multe ori, ca profesori, nu putem să livrăm informația, valoarea educațională pe limba și așteptările fiecăruia din clasă. Dar aceste unelte digitale pot să suplinească acest lucru de formă atâta vreme cât reușim încă să păstrăm valoarea socială, comunitară a educației. Domnule Dragoș și Dorache, o să încheiem cu dumneavoastră, deci o să vă adresez ultima întrebare. Avem alegeri în Uniunea Europeană, alegeri foarte importante. Credeți că vor fi influențate sau în ce proporție vor fi influențate de aplicațiile de inteligență artificială, de deepfake și așa mai departe? În mod evident vor fi afectate. Sunt deja de mult timp afectate de inteligență artificială, dar nu ne-am dat seama. Sau nu eram foarte atenți la asta. Dar algoritmii de social media funcționează pe bază de inteligență artificială de ani de zile. Ei amplifică un anumit tip de conținut față de alt tip de conținut, amplifică, din păcate, conținutul care se și viralizează, care interesează mai mult decât alt tip de conținut, și acesta de obicei tinde să fie cel cu tendință negativă sau cel cu aer conspiraționist, și tocmai de aceea vedem diviziunile pe care le vedem în acest moment în societate. Deci există deja un efect dăunător al spațiului informațional online și a modului în care el s-a construit în ultimii 20 de ani. De aceea a fost nevoie să intervenim cu reguli cumva post factum, retroactiv, așa cum e regulamentul privind serviciile digitale. Deci suntem deja în fața acestui fenomen pe care nu-l vom putea opri atât de repede. Deci pentru aceste alegeri din 2024, da, vom fi în continuare bombardați cu fake news, vom fi în continuare expuși de dezinformări și, mai mult decât atât, cu dezvoltarea acestor instrumente generative de
AI, vom fi bombardați și cu videoclipuri sau sunet sau imagini sau text care sunt generate de inteligență artificială și în lipsa unor obligații privind etichetarea conținutului de către cei care produc sau care găzduiesc astfel de conținut, va fi greu să discernem între adevăr și intoxicare. Legea aceasta vine cu aceste reguli. Din păcate, ea nu va intra în vigoare într-un timp util pentru alegere din anul ăsta. Dar când va intra în vigoare? Ea trebuie să mai ajungă la Consiliul European, nu? Nu. Și-a terminat parcursul legislativ. Terminat. Votul de această săptămână, parcursul legislativ este formal încheiat. Urmează publicarea în Monitorul Oficial. Însă, pentru că am recunoscut nevoia atât pe partea autorităților și naționale și europene care vor avea competențe în implementarea legii, dar și pe partea companiilor care sunt afectate de aceste reguli, am lăsat o perioadă de timp pentru implementare, 6 luni de zile termenul la care interdicțiile vor intra în vigoare, 12 luni de zile termenul la care obligațiile privind acele modele de frontieră la care făceam referire intră în vigoare și 24 de luni pentru toate celelalte prevederi din lege. Deci, practic, pentru alegerile și pentru anul electoral 2024, AI Act nu este, să-i spun, relevant, deși vestea bună este că foarte multe companii au început voluntar deja să se conformeze cu aceste reguli. Este ceea ce a lansat comisarul Breton în urmă câteva luni, a numit AI Pact, practic o formulă prin care companiile cu bună credință, odată ce văd care sunt regulile, pentru că acum legea e clară, este adoptată, se știe foarte limpede ce trebuie făcut și sunt deja mai mult de 300 de semnatari ai acestui pact, companii care sunt deja pregătite să-și anticipeze conformarea și să vină deja cu instrumente, inclusiv în această zonă. Sunt foarte mulți actori în piață, de la Adobe și alții, care dezvoltă deja sisteme de etichetare digitală a conținutului, în așa fel încât, înainte ca legea să intre în vigoare, aceste beneficii deja să fie simțite. Și pe de altă parte, regulamentul privind serviciile digitale, cel care introduce și el responsabilitate pentru platformele de social media, e deja în vigoare din februarie acestui an și va reprezenta deja un instrument la îndemâna noastră și mai larg la îndemâna societății pentru a începe să combată acest fenomen al dezinformării, al intoxicării folosind media online. Probabil că alegerile următoare vor fi mai bine păzite din acest punct de vedere. Da. Eu vă mulțumesc foarte mult, a fost o discuție foarte interesantă. La revedere, mulțumesc!